Iar acum l-avem pe Gabi Dumitru alături de noi. Te salut, Gabi, și bine ai venit! Bine v-am regăsit, dragilor! Mă simt așa de fericit că astăzi am poposit la voi în emisiune, mai ales cu trupa aici, mea cea nouă. Aici la noi, pe Prispă. Pe Prispa voastră. Așa mă regăsesc și mă reculeg în textele și în piesele pe care voi le spuneți de fiecare dată și le promovați aici. Mulțumim frumos! Cântecele tale sunt minunate și ajung la sufletul telespectatorilor noștri. Tocmai de aceea aș vrea să te întreb despre ce este vorba astăzi în frumosul șlagăr pe care l-ai pregătit. Amin. Am o piesă așa de viață, de Caterinca, ceea ce mă reprezintă pe mine foarte, foarte bine. Caterinca? De Caterinca, normal. Îți bagi joc de muzica populară? Nu-mi bagi joc, suntem moderni, suntem tineri. Uite, astăzi am venit chiar în costumul meu autentic. Dar chiar dacă am venit în autentic, eu să știi că piesa o am așa de suflet și cum de... Cum se numește piesa? Pupo strânge-o pe mândra. Pupo strânge-o pe și... mândra. Știi că îi place dragostea. Auzi, bă, nene, bă. Nici muzica populară nu mai e ca pe vremea lui Benone Sinulescu, acum, regretatul lui Ion Dălănescu și așa mai departe. Noi suntem o tânără generație care vrem să aducem... Care distrugeți folclorul. Care vrem să aducem tinerii frumoși în viața noastră să ne urmărească, pentru că s-au săturat de ceea ce a fost odată. Nu s-au săturat. Crede-mă... Te-aș contrazice, sunt niște piese care o să rămână bine, și o să facă istorie. Sunt total de acord cu tine, sunt total de acord cu tine ceea ce spui, referitor la artiștii pe care am avut tot respectul, doar că tinerii din ziua de astăzi vor întotdeauna să fie cu ceva nou, să aduci ceva nou pe piață, ca și ei să se regăsească în aceste piese. Deci, oameni buni, cam asta e traiectoria folclorului prin ochii tinerei generații. Mulțumesc frumos! Deci trebuie să mă ascultați neapărat cu această piesă. Să spun sincer, nu am lansat-o deloc. Nici măcar clipul n-am reușit să-l fac. Și am venit la voi pe Canapeluță să o cânt. Astăzi Pupo strânge-o pe mândra, știi că-i place dragostea. Oameni buni, v-am zis, o altă direcție a folclorului. O ascultăm imediat. N-ai mai cântat-o niciodată? Păi niciodată, nici măcar o tu dată. Tu ai scris-o? Da, versurile sunt făcute din mine. Inspirată din viața de zi cu zi? Din viața inspirată de zi cu zi a mea și a tuturor prietenilor mei pe care îi cunosc. Sper că nu cu aceeași mândruță. Acum, nu știu ce să zic. Na. Eu am mândruța mea. Da? Da. Nu oficială, neoficială. Și cum o cheamă? Nu pot să spun astăzi. Știți de ce nu poate să zică? Exact, mă, Ciucă, băi! Am experiență de ani de zile la televizor. Nu, dar după aia o să deci mă certe o colegă de-a voastră. Cum o cheamă? A iubită? Noi. Da. Cum o cheamă și când nu-i spune numele, are două, trei în același timp. Nu, mă certe o colegă de-a voastră, că mereu zice că sunt crai, 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 crai și nu vreau să mă certe. Ții bărba, spui cum o cheamă pe iubita ta. Nu pot să spun. Pe pariu care mai multe de zi numele. Uite, iubita mea de suflet de la ProTV este Laura. Lasă că iubita ta de suflet de la ProTV. Zi iubita ta de suflet de acasă. Laura. Nu, cum o cheamă, pe bune? Nu pot să spun, mă, măruță, acum, bă, bune, lasă-mă-n pace. Ești bărbat în toată firea, zi cum o cheamă. Bine, sunt mai multe, na. Hai, mă, Ciucă, sunt mai multe, cum ești tu cu Instagram-ul, e așa el. Întreabă-l cine a rupt cămașa, că avea cămașa ruptă mai devreme. A venit cu ea sfâșiată? Da. Da, să știi, chiar era sfâșiată și m-a așteptat o doamnă de la voi să o coz repede aici, era pe partea. Să vezi că e pusută și un pic așa. Da, deci nu vrei să ne spui numele mândrei pentru că ai mai multe, ai recunoscut. Asta e. Să știi că vreau doar să spun că la anul vreau să fac nuntă cu care o fiecare să o pregăti, pregătiți-vă, nu știu care. Sunt și... în teste fetele. Așa și... Varianta electrică a fetelor, să vedem care... Normal, e, perfect. Acum și oricum, la nunta ta să știi că îți facem și noi un cadou din partea emisiunii, trupa Durii. Mă rog, deocamdată e nu, numele. Nu, stai puțin, că ai spus că mă bași și pe mine în trupa lor. Deci eu nu plec de aici fără să fac contractul cu acest... Tu ai fost, zi, featuring cu ei. Featuring-ul. Perfect, deci lansăm piesă, da, împreună. Dacă nu acum te agăți de celebritatea lor. Da. Aia, acum și tu ce vrei? Vreau să mă fac și pe partea asta. Te agăți de celebritatea lor. Haide că pregătim imediat. Nu, stai liniștit. Pregătim imediat piesa asta de folclor. Până atunci mai aveți ceva 30 de secunde ca să... Ce să... Dar n-avem noi, avem. Hai, fiecare. Cântați la aceeași chitară sau fiecare cu chitară? Fiecare cu chitară lui Gagul. Hai, perfect. Băgați repede ceva ca să vadă lumea ce trupă s-a lansat astăzi, oameni buni. O trupă care va face istorie în showbizul românesc. Are o surpriză pentru avem acum surpriză. S-a gândit. Băi, surpriză, dar nu vă ca surpriză de la voi, deci trebuie să fie, să se vadă lumea că unde ai cântat și că sunteți o echipă. Da. Un adică remix. Vreau să vadă prietenia, un remix. E un remix. Ia, ia. Cover, adică. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film la șapăr, fărbărător de praf de stele, și cu surgiu de la început, când am luat totul de la viață.
Perfect. Bă, nu vreau să avem ce probleme. Nu, deci amândoi sunteți egali în trupa asta. Stai pic, stai. Deci nu încerca să iei fața lui sau el să-ți ia fața ție. Nu. Stai că am săculețul ăsta aici să-mi iau niște bani să-mi pun aici. Se pare că ai primit, da? Mi-am scos de la bancoma mai devreme, știi, cât am fost în pauză. Se pare că ai primit. Da, și ies din platou așa, cu capul pe sus. Cât ai cântat? 3 secunde, păi tu nu vezi. Exact. Oameni buni, el este colegul meu, Daniel Nicolaină, chiar așa îl găsiți pe Instagram, pe Facebook și în curând în concerte prin toată țara. Deocamdată începem cu metroul din București la Gorjului în seara asta. Prima cântare de la ora 19, apoi ușor, ușor se merge spre Crângaș. Piața Romană, Unirii. Nu, acolo n-ajungem la Unirii, asta după ce mai băgați. Da, e bine să țintești sus, direct. Corect. La Unirii, ce Gorjului. Perfect, nu, că la Unirii e competiția puternică. Da, păi stai puțin. Unde e cea mai mare competiție? Victoriei. La Victoria? Victoria. Te întâlnești cu ei? Știi care sunt talentați când îi vezi cum cântă la metrou? Ne știm cu toții acum, nu? Da, e de unul care e așa cel mai tare. Din punctul de cine? Victor. Îți spun eu, unul care, afară de tine, hai. Unul care n-are vânătăi. Deci el... Pe restul i-am mătrășit. E unul, Gabi. Gabi, pe bune. Gabi, da. Gabi e tare, face... La duce mai cu acordeon. Cu acordeonul? Da. Cântă Michael Jackson la acordeon. Pe bune? Da. Și hai, să-l aducem. Cum se numește cealaltă piață? Asta, mă, chiar e în vogă acum, spaniolă. Piața? Nu, mă, ce cântă el la acordeon. Ah. Da. Despacito. 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 Deci când l-aduceți pe Gabi? După concediu. După ce ne terminăm turneul, că nu vrem să... Noi plecăm în... Da. Oameni buni, ei sunt noua revelație a muzicii din România. Sunteți buni, mă. Bravo, bravo, bravo. Altceva, că asta știm. Bravo, sunteți buni, mai povestim, da? Gata. Perfect, deocamdată atât a fost pentru voi astăzi celebritatea. Ieșirea pe acolo? Da, tot înainte. Pe la VIP, exact, VIP. Exact. Hai. A, da, pe iau așa ușor spre ciucă. Haideți, hai, bagă-și cu Victore. Stai, băi, Nicolaină! Da. Vină, mă, fă echipă, ia-și căruciorul. Nicolaină? Și microfonul. Trage-și căruciorul și microfonul, hai. Dar stai să-l scoatem din priză. Păi scoate din priză și luați-vă instrumentele. Aolo, nimic nu știi, nu lucrezi. Hai, luați-vă instrumentele, faceți curat aici, că aveți cântare în seara asta la Gorjului. Perfect, ei sunt oameni buni, cum spuneam ceva mai devreme, noua revelație a muzicii din România, niște băieți senzaționali pe care o să-i mai vedeți la noi în emisiune. Se știe. Mulțumesc mult, băieții. La anul ăsta prind și nevărsiu, pariu. Ei ar vrea de anul ăsta cu Antoldu, dar nu se poate. Chidere la Salvatore. Exact. Gabi, nicio problemă, urmează și momentul tău de glorie. Nici nu mă grăbesc, așa bine mă simt după aici. După o scurtă pauză de publicitate, toate mândrele, înțeleg ce înseamnă. Pupo. Strânge-o pe mândra, știi că îi place. Și nu mai lăsa. Mâine, Dr. Mihail anunță o ediție incendiară, așa că atenție mare, trebuie să fiți alături de noi. Până una alta, ne pregătim pentru prietenul nostru, domnul interpret de muzică populară, Gabi Dumitru, să ne cânte o piesă în premieră. N-am mai cântat-o până acum niciodată. Nici măcar odată. Perfect, îți mulțumim mult de tot, să ai multă baftă. Eu vă mulțumesc din suflet și mă simt așa de bine la voi. Te mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag și succes în continuare tuturor. Mulțumim mult de tot. La Măruță, _ProTV, adresa noastră de Instagram. De acum puteți să dați follow. Asta vă invit. Acum follow și pe Cătălin Măruță. Vă aștept. Seară frumoasă. Ne vedem mâine. Din ziua de azi, rumenită în obraz, stă mereu și picluiește, ce bărbat mai păcălește. Că nu mai vrea floricele, vrea bănuții din saltele, vrea doar haine scumpicele, să se fălească cu ele. Pupo, strânge-o pe mândra, știi că-i place dragostea, ciup-o, pun-o pe picior și iubește-o repejor. Pupo, strânge-o pe mândra, știi că-i place dragostea, ciup-o, pun-o pe picior și iubește-o repejor. Mândra-n loc de flori, ea vrea la gât gălbimori,
Vrea rochiță de tafta, vestuță de catifea. La joc să se primenească, toți feciorii s-o iubească. Să crape fetele toate și babele să-și dea coate. Upo, strânge-o pe mândra, știi că-i place dragostea. Ciupe-o, pune-o pe picior și iubește-o repejor. Upo, strânge-o pe mândra, știi că-i place dragostea. Ciupe-o, pune-o pe picior și iubește-o repejor. De azi e vicleană și se uită pe sub geană. Cine trece-n sus și-n jos, ce băiat e mai frumos. Buzele și le roșește și-n colțul gurii zâmbește. Dar cu mine n-o să-i meargă, nu vreau să-i spun că mi-e dragă. Upo, strânge-o pe mândra, știi că-i place dragostea. Ciupă, pună-o pe picior și iubește-o repejor. Upo, strânge-o pe mândra, știi că-i place dragostea. Ciupă, pună-o pe picior și iubește-o repejor.